Marile firme de pe platforma industrială din Slatina au făcut ca numărul exporturilor să crească. Astfel, în prima jumătate a acestui an, biroul Vamal Slatina a adus la bugetul de stat peste 55 de milioane de lei, cea mai productivă lună fiind februarie, cu un caser de peste 10 milioane de lei. Primul mare exportator care trimite produse în țările din afara Uniunii Europene este Pirelli, urmat de alte societăți de pe platforma industrială. Aro, Pirelli, Temcar, Trom, Prismian, deci firmele din zona Drăgănești. Deci produse din aluminiu în cazul Alro, anvelope în cazul concernului Pirelli, cabrule electrice, țevi, deci cam asta este gama. Nu exportăm și produse agroalimentare decât rar în anumite perioade, adică nu pot să spun, acum suntem în perioada în care acum încep. În anii trecuți am derulat un volum mare. Deci vor fi situații, dar nu, probabil nu vor avea o pondere extraordinar de mare, legume, fructe. Când vine vorba de import, tot firmele care fac export sunt fruntașe. Se importă cauciuc sintetic și natural, produse chimice, dar și utilaje. Se importă pentru concernul Pirelli cauciuc sintetic, cauciuc natural din Malaezia și așa mai departe, produse chimice care tot pentru ei, pentru Alro la fel, pentru ei și pentru cu totul, pentru, și pentru celelalte firme se importă și tehnologie, mașini, utilaje, deci tot la genul acesta. La nivelul județului Olt funcționează două birouri vamale, biroul Vamal Olt, birou județean, respectiv biroul Vamal Corabia. Pe lângă biroul Vamal Olt își desfășoară activitatea 5 firme de comisionar în vamă, autorizate pentru declararea mărfurilor în cadrul operațiunilor de import-export conectate la sistemul informatic al Direcției Generale a Vămilor. În semestrul 1 al anului 2016, reprezentanții biroului Vamal Olt au acordat o atenție sporită dezvoltării sistemului de control managerial și au fost implementate numeroase proceduri operaționale.